Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Vărsător pentru luna iulie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Vărsătorii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un vărsător. Vom începe cu citirea energiilor curente generale pentru luna iulie, să vedem cu ce energie vă îndreptați în această perioadă. Iar în partea a doua, astăzi avem tălmăcirea metafizică, un subiect fierbinte. Vom vorbi despre sufletele pereche. Oare cum împerechează universul sufletele din punct de vedere karmic? Vom afla în partea a doua, însă până atunci vărsătorul dorește să știe scurt și la obiect ce l-așteaptă în luna iulie, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Avem prima carte, energia generală a vărsătorului, avem doiul de monede. Vărsătorul jonglează între mai multe situații, nu se grăbește să ia o hotărâre decât dacă aceasta îi va aduce un echilibru și un avantaj. Dacă este vorba despre niște bani cu care jonglați, este posibil să vă gândiți să investiți sau să faceți ceva cu acești bani, va trebui să analizați, să vă gândiți că trebuie să aveți un profit la treaba asta. Și dacă nu există un profit, nu este bine să faceți aceste investiții. Mai vedem persoane care pot jongla între două iubiri, între două joburi, între două case și așa mai departe. Cu ce energie jonglați? Iată, care e mai valoroasă din această chestiune? Pe care să o aleg? Încotro să merg? Alegerea stă în mâinile voastre, dragii mei, și va trebui să vă orientați acolo de unde vă vine un avantaj, vă spune tarotul. Mai departe, ia să vedem ce este cu aceste alegeri cu care jonglați. Lumea în poziție răsturnată, nu vă veți grăbi. Va trebui să vă asigurați că sfârșitul drumului va fi cu o cunună, cu riscul să nu ieșiți din această situație. În luna iulie veți aștepta numai și numai să vă asigurați că este o alegere profitabilă. Hermitul, va trebui să cercetați. Cei care doriți să faceți o călătorie în străinătate, vedem cum poate amânați această căsătorie. Am vrut să spun, uite, vezi că mi-a ieșit cuvântul din gură. Am vrut să spun că probabil amânați această călătorie, mai trebuie să mai cercetați până să plecați la drum. Dar dacă este vorba despre o cerere în căsătorie, cineva dă înapoi. Dacă e de asta, la foarte puțin, că mi-a ieșit păsărica din gură, fără să vreau, am spus căsătorie și apoi am văzut mesajul. Văd foarte mult în cărțile de tarot, uneori nu pot să spun tot, pentru că ar trebui să stau 7.000 de ore și v-ați plictisi. Dar când îmi iese cuvântul din gură, hai să spun și mesajul ăsta. Deci cel care vrea să te căsătorești sau să faci o mutare de casă cu cineva sau să propui cel puțin, să te logodești, să faci așa, să-i mai stau și mai aștept. Că nu știu dacă sunt pregătit, frate. Mai vreau să mai fiu singură sau singur sau singură, să mai maturizez, să mai cercetez. Parcă vreți să mai fiți singură o perioadă. Parcă nu vă convine acest lucru. Nu e vorba de iubire sau nemulțumire, e vorba de persoana voastră. Într-o anumită situație, indiferent ce este job, investiție, căsătorie, mutare, călătorie, ce vreți voi să fie, o să spuneți, nu cunosc destule amănunte, nu sunt sigur, trebuie să mai cercetez aici situația asta. Asta veți face în această lună. Este posibil să vă sfătuiți poate cu cineva care este mai, poate mai cunoscător în acest domeniu până să luați aceste hotărâri, dar avem un mesaj care ne sparge tălmăcirea. Ce se întâmplă cu aceste mesaje în citirile originale ale Camizeei? Tarotul este spart de anumite persoane care se gândesc la același lucru în același timp. Energia colectivă vine și antrenează tarotul că trebuie să dea un răspuns urgent cuiva. Cine cere acest răspuns? Dacă este pentru tine, pune un comentariu ca să știu că citesc cu folos aceste mesaje. Să persoana care este confuză într-o situație. Sunt lucruri ascunse. Oare vor ieși la iveală aceste lucruri ascunse? Oare cine ascunde? Unde sunt secretele? Sunt de partea ta sau de partea celelalte persoane? Dacă se află secretul ăsta, va fi bine? Se va afla? Cine va ascunde aceste lucruri? Că ești în această situație ambiguă. Tarotul vine cu un răspuns urgent pentru tine. Haideți să vedem.
Împăratul, bărbatul care face legea, cine este acest bărbat care domină și conduce. El, nu-i scapă nimic acestui bărbat, el decide. Poate să fie un superior la locul de muncă, o persoană legală, un soț, un tată, un bărbat, un coleg, șeful. Poate să fie și femeie, dar are o autoritate foarte mare. Dacă este femeie, are un grad autoritar foarte mare. Adică directoare ceva, profesoară ceva. Hai să vedem. Ce ne mai spune Luna? Lumea. Iată, o rezolvare, fraților. Deci, autoritățile rezolvă această situație. Aici nu se joacă nimeni cu lucruri ascunse, cu lucruri pe bâșbâială. Totul trebuie făcut cu cap și făcut, proiectat totul și avut grijă să se respecte ceea ce trebuie. Deci nu scapă nimeni cu aceste vrăjeli și cu aceste ascunzișuri în această perioadă și în această situație. Și avem patru de spade, este mai bine să stați tăcuți, nu vă băgați. Lăsați așa, dacă sunt secrete, dacă sunt ce sunt, nu este problema voastră. Lăsați conducerea, lăsați autoritățile. Sunt persoanele care sunt capabile să se ocupe singuri de aceste lucruri. Dacă tu ești șef și vezi niște chestiuni ascunse sau care nu sunt la locul lor, se pare că vei ajunge să le rezolvi tu. Și avem șaptele de bâte, este persoana care se luptă și care ține la distanță pe toți cei care vor să te țină în umbră. Deci văd cineva care foarte determinat este să ducă până la capăt cu adevăr totul, dar nu va spune, nu se va certa, el va ști. Sau ea va ști, dacă ascundeți ceva de superiorii voștri sau de cineva autoritar din viața voastră, să știți că știe. Poate ascunzi ceva de soțul tău, de tatăl tău, de vecinul tău, știe, știe, dar nu spune. Și nu mai spune nici tu, ca să iasă lucrurile cum trebuie. Nu trebuie discutat despre această chestie, pentru că e mai bine așa, vi se spune. Dacă tu ești șef și observi niște nereguli, tași din gură, fă disciplină acolo, spune-le într-un mod anume, dar nu trebuie să se pună neapărat accent pe aceste lucruri ascunse. Ce cade la spatele vostru? Transformarea, un sfârșit definitiv, o schimbare bruscă pe care în mod normal nu o acceptați în viața voastră, o veți accepta și veți spune pașii pusii că nu mai mă interesează. Deci ceva care probabil vă era teamă, o chestiune aici care rămâne la urma voastră, o amenințare de care vă era teamă sau o pierdere și acum veți spune, lasă, că mai bine pierd, că o să-mi fie mai bine. De care v-a fost teamă de această pierdere, poate este schimbare de job, poate este o demisie pe care trebuie să o dai, un divorț pe care trebuie să-l pui, nu toată lumea, da? Deci vă spun, energiile se aplică la fiecare în parte în moduri diferite. Nu se apucă acum toți cei căsătoriți să divorțeze că luna iulie divorțează toată lumea. Nu este așa. Luați numai ceea ce vă este de folos. Pentru fiecare va fi altceva, dar un sfârșit definitiv care nu ați dori să-l acceptați, îl veți accepta și îl veți lăsa la spatele vostru. Poate se strică ceva, poate vă certați cu ceva, poate dispare ceva din viața voastră. Și mai avem pe cineva care poate auziți de o moarte undeva la depărtare, dar nu vă afectează pe voi pentru că ne cade la spatele vostru, poate este o veste neplăcută, cine știe, la foarte puține persoane totuși. Restul dintre voi sunt chestiuni de viață. Șasele de monede în poziție răsturnată cade la spatele vostru, această chestiune la care se renunță definitiv și irevocabil este pentru că aducea un mare dezechilibru. Cineva punea prea mult și primea prea puțin aici. Nu mă interesează, dacă nu primesc în aceeași măsură, îmi bag picioarele și am plecat. Și avem regele de monede, este vorba și despre bani, da? O chestiune materială în care nu mai doriți să investiți. Asta poate să fie la majoritatea dintre voi. Dacă nu se primește o răsplată în aceste investiții, se va face schimbare de direcție, undeva unde este mai bine, undeva unde aveți mai mult echilibru. Poate că, știu eu, trebuie să cumpărați ceva și este prea scump și renunțați să mai cumpărați acel lucru, mai faceți acea excursie. Deci anulați ceva, văd, se anulează ceva, că nu aduce niciun profit. Deci dacă e vorba de bani, nu o să faceți acel lucru. Dacă cineva trebuie să vă aducă niște bani înapoi, poate este posibil să și iertați, să spuneți, decât să mai aștept, vină-mă când vrei, că m-am săturat să te aștept. Dacă voi trebuie să dați niște bani undeva,
Sunteți echilibrați, dar văd cum nu vă mai interesează această chestiune. Bun. Mai primiți și o negație în legătură cu un împrumut, dar asta e, rămâne la spate. Cine a cerut împrumutul era oricum prea greu pentru voi. Mai departe, ce se îndreaptă către voi, șaptele de spade? Cineva care trece prin fața voastră cu o șmecherie și crede că nu-l vedeți. Da? Deci este aici un trădător. Unde vă sunt ochii, trebuie să fiți foarte atenți ca să vedeți trădătorul, dragii mei. Sau poate voi mergeți și luați ceva care vă aparține și doriți să nu fiți văzuți. Șaptele de spade este o carte foarte versatilă, înseamnă foarte multe lucruri. Și cum viețile voastre nu sunt toate la fel, pentru fiecare va fi altceva. Cine este această persoană care dorește să profite și se întreabă oare o să fiu prins, oare e bine să fac acest lucru, tu sau celălalt? Cineva dorește ce este al lui și vă aduce un mare stres. Avem nouăle de spade care numai cu gândul să faci aceste lucruri te stresezi. Dar ce anume vrei să faci tu aici care îți aduce ție un avantaj personal? Sau persoana care face aceste chestiuni îți aduce un mare stres. Avem pajul de monede răsturnat, este vorba despre niște bani, despre niște chestiuni superficiale, de niște bani care ți se promit că ți aduce, că face, că drege sau dăm și mie că mă duc să fac nu știu. Deci niște chestiuni minore de bani care pur și simplu vă enervează. Cu asta veți avea de face și vă aduc mare stres. Da? Deci investițiile financiare, chestiunile, afacerile pe bani nu merg în această lună. Mai bine lăsați-le la spate o perioadă până vă mai, poate mai studiați problema decât să faceți rapid pentru că cineva vă trădează, vedeam. Sau voi trădați pe cineva. Sau cineva face promisiuni false când de fapt nu este așa, cercă să vă inducă în eroare. Avem magicianul, dragii mei, care ne arată o nouă oportunitate. Deci nu vă băgați în chestiunile nesigure în care vedeți că ceva nu e în regulă, pentru că voi va trebui să aveți răbdare, să găsiți oportunitățile care sunt pentru voi să puteți face ceva și vor veni aceste oportunități după ce treceți peste acest trădător. Deci cineva se bagă să vă strice treaba, se bagă cu niște chestiuni la care nu gândește, cu alte cuvinte. Dacă e vorba pe iubire, face niște gesturi necugetate aici, aiurea, vorbe, promisiuni, imaturitate, ce să vă spun, trebuie să vă vedeți de treaba voastră, să vă folosiți de ceea ce aveți voi, să nu aveți pretenția la cineva să vă ajute în această perioadă sau să vă bazați prea mult pe aceste persoane imature, faceți cu mânuța voastră și cei care încearcă să vă fraierească îi veți vedea și vă veți stresa voi din cauza lor. Și avem regina de cupe. Dacă sunteți femeie, veți privi această chestiune cu o mare indulgență, veți ierta, veți spune lasă-mă că uite n-a știut, n-a putut, deci vedem o iertare din partea unei femei, dar nu interesează foarte mult acest lucru, își vede de treaba ei pentru că nu își va pierde timpul. Deci nu vă veți pierde timpul și femei și bărbați dacă sunteți. Mai vedem un copil care face o prostie și este iertat, că aveți copii. Să știți că copiii o să facă năzbâtii în această perioadă. Aveți grijă cu banii, pentru că nu judecă copiii voștri cu banii în perioada asta, dar depinde și cât le dați și ce vor face cu acești bani. Însă femeia este un pic mai darnică, bărbatul este probabil un pic mai reținut, întoarce spatele, nici nu vrea să audă bărbatul de aceste investiții financiare. Femeia este mai maleabilă, este mai descurcăreață, mai tolerantă în această perioadă. Dacă vreți să faceți o chestiune cu un vărsător, cu bărbații n-aveți nicio șansă, cu femeile poate reuși să le duceți ușor de nas, dar ele vor ști. Dar vă vor lăsa așa pentru că sunt ele mai tolerante. Și ele își vor vedea de treaba lor și vor face și ele tot ceea ce doresc. Sunt așa, da, spun ca voi și fac ca ele. Bărbații nu, bărbații vă vor tăia macaroana. Femeia nu se supără, pentru că are foarte mult, are rezerve, ce nu mă afectează. Ce rămâne în temerile voastre în această perioadă, vărsătorii?
Avem 10-le de spade, vă este teamă de o înfrângere care ar putea să vă facă să suferiți. De aceea, probabil că și lăsați ceva la spate care ar putea să fie o înfrângere. Nu doriți suferință, nu doriți complicații și spuneți mai bine, mă mai gândesc, mai aștept sau tolerez ce se întâmplă în jurul meu, pentru că dacă mă bag aici și investesc în ceva, poate să mă distrugă. Avem hoțul acela de care aveți de-a face cu el, cade în temerile voastre, cred că îl veți lăsa să vă treacă pe dinainte. Cred că nu, nici nu vreți măcar să vă confruntați cu această chestiune, pentru că ori voi puteți pune la pământ pe cineva, ori cineva poate să vă afecteze pe voi. Și avem 4 de monede în poziție răsturnată, îi veți lăsa să-și facă de cap, parcă nici nu-i veți vedea, că și ei sunt într-o situație ăștia care fac șmecherii, nu le este bine și încearcă și ei să pună pe picioare și, nu știu, parcă văd că închideți ochii la o chestiune aici. Asta este. Nu e ceva major, dar o să vă dea un stres. Abordarea conștientă. Cu ce veți rămâne în urma acestor situații? Din punct de vedere mental, regina de monede, femeia câștigă, femeia are banul, are emoția, are controlul. Dacă sunteți în relații cu femei, lăsați-le pe ele să ia conducerea măcar în luna iulie, fie că sunt vărsători sau nu. Dacă tu ești femeia vărsător, ce ai în mână nu-i minciună și cei care se învârt în jurul tău cu șmecheriile și cu prostiile, te vei uita așa la ei și vei spune, hai bă, lasă, treci și tu mai departe că m-am concentrat prea mult asupra ta, am lucruri mai importante de făcut. Femeia vărsător are și iubirea și moneda de partea ei, cu condiția să tolereze anumite chestiuni aici. Bărbatul vărsător nu va tolera. 4-ul de spade în poziție răsturnată, până la urmă se vor spune niște lucruri, nici fraieră nu este această femeie sau cine este, nici bărbații, nici femeile, țineți minte că nu puteți să-i păcăliți, că ei știu foarte bine ce faceți voi, dar până la urmă cred că se va vorbi, se va negocia o chestiune aici în care fiecare să fie la adăpost. Și mai vedem 8-ul de cupe în picioare, poziție dreaptă. 8-ul de cupe reprezintă o persoană care este chemată să meargă într-o altă direcție, unde este mai bine, dar e greu să lasă ceva în urmă. Deci vedem o femeie versatilă care își vede de treaba ei, vorbește cu foarte mult tact și dacă trebuie să se îndrepte într-o altă direcție, va avea grijă ca ceea ce rămâne în urma ei să fie la adăpost. Femeia are grijă. Bărbatul este așa mai dintr-o bucată. Este sacadat. Mă interesează, trebuie să fac dreptate, nu mă bag cu hoții, nu fac asta, nu fac aia. Femeie, ce lasă-mă, că uite, știi, e să fii și tu bine, să fii și eu bine, ținem legătura, văd tot ce faci, dar ținem legătura, e așa mieroasă, știți, femeia vărsător. Și până la urmă, ea reușește, femeia, poate este femeia din viața ta, dacă tu ești bărbat vărsător, reușește ea să manifeste ceva cu această tactică care o să-i aducă ei un mare folos. Nu plecați, dragii mei, dacă vă plac aceste citiri, lăsați-mi un comentariu, urmează discuția despre sufletul pereche. Imediat, foarte, foarte important, dacă nu urmăriți aceste tălmăciri metafizice, măcar astăzi rămâneți aproape, cei care doriți să mă contactați, m-ați întrebat cum, nu mă căutați după nume pentru că am auzit o fel de prostii, deci dacă vreți să fiți siguri că ajungeți la mine, apăsați pe linkul de mai jos, e pagina mea de Facebook, trimiteți-mi mesaj privat. Altfel nu răspund. Unde ajungeți voi e treaba voastră. Ofer citiri foarte, foarte detaliate până la 2 ore durată față în față, bineînțeles virtual, da? Și în funcție de locuri disponibile, normal. Dar trebuie să mă căutați personal. Sufletul pereche. Avem cărți transparente. Luna trecută n-am făcut citirea metafizică și oamenii s-au supărat. Mi-au spus comentarii, de ce n-ai făcut camizea? N-ai făcut, trebuia să faci, de ce nu faci? Ce ne facem că nu faci? Păi nu pot să fac, mă, fraților, în fiecare lună. Și de ce? Că sunt obosită, nu am energie, vă trebuie să mă duc la muncă în altă parte, să fac bani. Ca să pot să vin gratis pentru voi aici. Ore întregi de înregistrări pe care le fac aici cu informații care eu le aduc prin channeling, deci prin mentalul meu trebuie să creez aceste lucruri. Nu le iau după site-uri sau după nu știu ce alte chestii. Sunt chestiuni originale create de mine.
Și ca mentalul meu să funcționeze atâtea ore de înregistrări gratis pentru voi, trebuie să-mi iau resursele din altă parte. Da? Și aici este o muncă fabuloasă care nu e plătită. Ce să facem? Asta e. Dar pentru că și mie îmi place să trăiesc o viață abundentă, trebuie să mă duc unde mă cheamă și pe mine valoare materială. Asta este. Dar de acum fac, gata. Fac așa, trebuie să îmi găsesc energie, timp, pentru că pun foarte mult suflet în aceste citiri, pun foarte mult. Mai vin prostănacii care mă jignesc pe mine, știți ce mai spun, că ei n-au înțeles, ca voi înțelegeți, da? Deci nici n-are rost să mai discutăm aici de oameni care, na, închideți, duceți-vă, faceți altceva. Sufletul pereche, dragii mei. M-ați întrebat cum să mă ajutați. Cum să mă ajutați? Dacă doriți să faceți o donație, deci este dedesubt, este linkul unde scrie mulțumesc, aici, chiar aici, scrie mulțumiri sau thanks în engleză. Doi bani, atâta, nici nu trebuie să dați mult. Doi bani, dacă vreți să puneți acolo, că mă ajută pe mine să vin aici cu entuziasm. Dacă vă uite, mă, că mi-a dat un om un euro, frate, 2 euro mi-a dat, știți că mă bucur. Mă duc la muncă, fac acolo mai mulți bani, dar mă ajută pe mine, energia mea se va ridica dacă se întâmplă aceste lucruri. Altfel zic, mă, poate oamenii nici nu le pasă de citirile astea. Nici nu mai fac una asta, m-am gândit eu. Dar am fost foarte obosită, am muncit foarte mult în alte proiecte, vă dați seama. Toți oamenii fac acest lucru. Oamenii zic, vai, dar tu vii aici, cine știe câți bani îți dă YouTube-ul? Păi nu supraviețuiești, mor de foame, măi. Nu. Hai să vedem. Cei care ați donat, vă mulțumesc din suflet. Uite, acum intru pe transă, vedeți cum mă schimb, îmi schimb energia. Să pot să comunic aceste informații pentru voi, sufletul perechel. Omul vine și se întreabă cine este sufletul meu pereche. Vreau să știu. Gata, m-am săturat să trăiesc cu karmici, cu narcisiști, cu dăștia care mă chinuie, nu pot să scap, nu am abundență, n-am iubire, ce fac aici, domnule? Unde e sufletul pereche? Ce face? Unde este? Sau omul spune, dar eu sunt singur, eu n-am suflet. Cine e sufletul meu pereche? E foarte simplu. În această secundă, în această clipă, uită-te în viața ta. Deschide bine mintea și înțelege aceste lucruri, da? Persoana care în acest moment se află în viața ta, fie că este iubit, soț, mamă, tată, frate, cățel, purcel, și cu acea persoană împarți viața, fie că îți place, fie că nu îți place. Dacă este în viața ta, este sufletul tău pereche. De ce? Pentru că este perechea ta energetică. Că universul nu-și pierde timpul. Universul te pune cap în cap ca un magnet cu persoana care este din punct de vedere vibrațional pe aceeași frecvență cu tine. Fie că este toxică, fie că este de iubire, paradis și așa mai departe. De prietenie poate, de o altfel de iubire. Nu iubirea din dormitor, dragii mei. Nu se împerechează așa sufletele pereche. În dormitor se întâmplă altceva. Sufletele pereche se împerechează în funcție de energiile karmice. Da, acel narcisist, acel toxic, dacă nu poți să scapi de el și trebuie să te trezești lângă el în fiecare dimineață, este sufletul tău pereche, fie că vrei, fie că nu vrei. Și dacă nu-ți place, schimbă-te. Păi ce să fac, domne? Cum să mă schimb? Schimbă-ți vibrația, trebuie analizată situația fiecăruia în parte. Nu pot să vă spun acum la 7.000 de persoane ce să facă fiecare, dar trebuie să te schimbi. Garantat, te schimbi. De ce? Pentru că vibrațiile voastre fiind atrase ca un magnet, ca să se poată desprinde această relație toxică sau cum vreți să-i spuneți, da? Sau ca să se poată schimba partenerul, cineva trebuie să se schimbe primul. Și dacă partenerul tău uneori se schimbă și tu nu te schimbi, partenerul va pleca, pentru că schimbă vibrația, nu vă mai atrageți și pleacă și te întreb de ce pleacă după 20 de ani? Pentru că uite, s-a schimbat și tu nu te-ai schimbat. Sau te-ai schimbat tu și nu s-a schimbat el. Deci cineva trebuie să se schimbe și cealaltă persoană va trebui să urmeze acestui proces de transformare, pentru că viața noastră asta este o evoluție spirituală. Că tu te schimbi și persoana cealaltă se schimbă, se transformă, se va produce această transformare toată viața voastră. Pentru că nu poți să scapi de acea persoană, e sufletul pereche.
și vă stimulați și vă trageți în toate direcțiile până când vă transformați unul pe altul. Și când ajungeți la bătrânețe, vă treziți atunci că de fapt a fost un suflet pereche. Și datorită acestei relații ați evoluat atât de mult și veți ajunge să fiți împăcați cu voi la sfârșitul vieții, știind că ați trăit cu un suflet pereche. Sunt mai multe tipare karmice, dar nu vom vorbi decât despre câteva astăzi. Bineînțeles că fiecare are o viață unică. Deci, cei care sunteți în relații în care nu puteți scăpa de un partener, acceptați că e sufletul vostru pereche și lucrați cu această energie. Și dacă vă schimbați radical, este posibil ca la un moment dat, când ei nu se mai schimbă, să se transforme, drumul se va despărți. De ce se despart oamenii? Un alt tipar karmic este atunci când două persoane sunt căsătorite de multă vreme, trăiesc, au copii, au casă, împart banii, împart mâncarea, împart dormitorul, patul și tot ce trebuie, dar emoțional cineva este conectat cu altcineva. Din copilărie, din tinerețe, o persoană la distanță, cu care nu-și trăiește viața tridimensională, dar cu care, în mod telepatic, este până la obsesie. Foarte mulți trăiți aceste conexiuni emoționale foarte puternice care nu sunt cu partenerul de viață și vă întrebați, este ăla sufletul meu pereche? Este sufletul meu geamăn? Mi s-a spus, mi-a spus, domne, cineva că e sufletul meu geamăn. Și acum trebuie să vină în viața mea să-l dea pe ăsta afară de aici și să ia locul. Și nu se întâmplă acest lucru. Nu se întâmplă că se fac promisiuni. Mă uit pe nu știu ce canal, mă uit pe nu știu unde și mi-a zis cineva acum că gata. Dar ce mă fac, frate, că nu stau și aștept? Și păi deschide ochii, că spune camizea ce se întâmplă aici. Tu poți să ai mai multe suflete pereche, pe care tu le consideri toxici, karmici, nu contează eticheta pe care o puneți voi. Universul nu ține cont de etichetele astea. Cel cu care ești în viața ta și nu te poți despărți, că aveți copii, casă, așa mai departe, este un suflet pereche pe tridimensional cu care te vei transforma toată viața. Cel cu care ești conectat în a cincea dimensiune, pentru că este o dimensiune reală, există, voi știți aceste lucruri, vă obsedează, simțiți telepatic. Spun oamenii, voi simt ce gândește, simt cum este, vreau să-l vindec, vreau să-i fac, vreau să-i trag. Nu se produce nimic decât rămâne totul într-o dimensiune astrală. Și acela este un suflet pereche, dar este pe un alt plan al existenței tale, trebuie să faci diferența. Dacă acel suflet pereche din a cincea dimensiune nu coboară pe pământ să vină să-ți facă o viață cu tine, va rămâne acolo. Nu are datoria să facă absolut nimic decât acea legătură va rămâne așa la un nivel foarte profund în astral. Oamenii fac dragoste în astral. Duc, fac dragoste cu sufletul geamăn, se întorc pe pământ și mai fac dragoste și cu sufletul karmic pe pământ. Se întreabă acum, bă, ce se întâmplă? Am un nebunit, nu mai suport aceste energii. Dragostea în astral este pe un alt plan, nu se face relația aceea intimă. Se face într-un alt mod dragostea în astral. Voi știți ce, care ați făcut? Mai lăsați-ne comentarii, da? Că noi știm despre ce e vorba aici. Să mai înțeleagă lumea, că o să întreabă omul acum, ce e ăla? Vreau și eu să fac dragoste acolo cu ceva. Deci cei care aveți acest tipar karmic, este vorba despre suflete pereche pe planuri diferite. Nu forțați acum, nu vă intrați în panică. Ce se întâmplă cu ăla, de ce nu vine? Ăla este menit să stea acolo la foarte mulți dintre voi. La unii dintre voi poate să vină și pe pământ să aibă o viață cu voi, dar pentru asta trebuie lucrat cu anumite energii și nu întotdeauna se poate acest lucru, că sunt mai multe persoane implicate și aici energiile sunt îmbâligate. Trebuie să vă informați, să știți ce se întâmplă cu voi, ca să nu suferiți. Să fie viața, poate să fie frumoasă, cu mai multe suflete pereche, pe mai multe planuri, că știm să ne bucurăm de aceste lucruri în loc să suferim. Un alt tipar karmic este când omul vine și spune, bă, camize, eu n-am pe nimeni. Mai spune omul în comentariu, omul care nu se uită la citire, se uită doar la prima parte acolo și ne zice, dar eu dacă n-am pe nimeni, cine-i sufletul meu pereche? Dacă te uiți până la sfârșit, îți spun eu cine-i sufletul tău pereche. Sufletul tău pereche sunt toți acești oameni care vin și pleacă din viața ta. Și de ce nu se poate lega măcar o relație karmică, mă, măcar un karmic să am și eu lângă mine? De la să ne aducă iubirea financiară și materială și emoțională și pasională, să ne aducă toate astea, au sufletul pereche și toți ăștia vin și pleacă, vin și pleacă și eu sunt singur acum până la adânci bătrâneți. Înseamnă că energia ta respinge.
De ce respinge? Pentru că nu-ți cunoști identitatea. Dar eu dau, eu iubesc, eu fac, ești fluctuant. Și dacă energia ta este în continuă fluctuație, aceste persoane vor veni și vor pleca. Universul îți atrage exact ceea ce depinde de energia ta. Și în momentul în care tu ești foarte schimbător pentru că nu cunoști ceea ce vrei cu adevărat în inima ta sau ți este teamă de aceste relații și te schimbi, când apare cineva în legătură cu tine, te schimbi foarte rapid, schimbi vibrația, persoana pleacă, vine altul pleacă sau rămâi singur pentru că universul te lasă singur pentru că este mai bine pentru tine. În vibrația ta ești mai bine așa. Nu știu dacă vrei să te conectezi cu cineva, karmic sau geamăn, schimbă-ți vibrația și învață cine ești cu adevărat, cunoaște-ți adevărata identitate și atunci Universul va aduce către tine un suflet care își cunoaște adevărata identitate și nu va mai pleca atât de ușor. Da, formă, ce fac dacă nu-i ce trebuie? Te schimbi tu, dacă nu-i ce trebuie. Bun. Hai să vedem ce ne spune tarotul. Dar mai întâi, dragii mei, mai este un tipar karmic despre care n-am vorbit. Dacă tu ești cu cineva cu care trăiești paradisul pe pământ, această persoană ești conectat la toate nivelurile, și în a cincea, și în a șaptea, și în a treia dimensiune, și trăiești acel vis de iubire nemaipomenit, poate că l-ai trăit în viața ta o perioadă mai lungă sau mai scurtă, lasă-ne un comentariu. Vrem să știm aceste lucruri. Vrem să știm că se poate. Oamenii au nevoie să cunoască. Există speranță. Da? Deci se poate și acest lucru, dragii mei, deși este mai rar. Dar nu toată lumea ajunge să trăiască aceste relații sau sunt foarte scurte. Există cu siguranță și acest tipar karmic. Vom vedea în continuare tarotul transparent. Vom vedea energiile minții superioare în legătură cu sufletul vostru pereche. Mintea superioară este cea care îți comunică telepatic și nu știi de unde îți vin ideile. Vezi mesaje subliminale, este mintea universală. Avem justiția. De partea ta este emoția. Trebuie să faci curățenie în gândurile tale emoționale. Dacă uneori nu știi pe ce cale să o iei sau ce hotărâre să iei în anumite chestiuni, este pentru că emoțional apar aceste gânduri în care te joacă efectiv și spun: dacă faci cu tare, o să iasă rău. Dacă o să iasă bine, dar dacă o să iasă rău. Și vin gândurile negative care se bagă în inima ta. Trebuie să faci curățenie, da? Și să spui mentalului tău: este problema mea și dacă fac această alegere și o fac din inimă și fac o acțiune, îmi asum responsabilitatea și dacă iese rău și dacă iese bine. Și gândul negativ nu mi-aparține. Pleacă de aici gândul negativ. Lasă-mă pe mine să descoper dacă va fi rău sau bine, iar alegerea pe care o fac, mi-o asum. Și tot ceea ce mi-asum, fie că iese bine, fie că iese rău, este spre folosul meu. Asta spune mentalul superior, vărsătorule. Avem muntele hermitului, înțelepciunea. Înțelepciunea emoțională te va ajuta să iei hotărârile corecte. Se spune că atunci când inima și mintea sunt pe aceeași lungime de undă, omul va face o acțiune corectă. Dacă mintea și inima se bat cap în cap și facem acțiuni care cine știe încotro ne duc și suferim și apoi ne întrebăm de ce am făcut aceste lucruri, este pentru că, iată, nu există un echilibru între mentalul și sentimentele noastre și ne grăbim. Și se spune: nu te grăbi, va ieși lumina deasupra atunci când faci curățenie în mentalul tău și alungi gândurile negative, vei ști cu înțelepciune, cu maturitate ce să faci. Avem forța. Va trebui să accepți o persoană cu care ai o anumită legătură. Trebuie să te trezești, să fii înțelept și să vezi ce vede cealaltă persoană. Că dacă noi nu ne punem în pielea celuilalt, vedem lucrurile din punctul nostru de vedere. Și ne întrebăm de ce ni se întâmplă aceste lucruri. Va trebui să te pui în pielea celuilalt și să vezi cum vede celălalt lucrurile și să-l înțelegi mental. Deci în mentalul tău nu vor mai fi dubii. Vei ști foarte bine ce se întâmplă.
E foarte complicat, nu avem timp să dezbatem aici mai pe larg, dar cred că ați înțeles care este ideea. Avem balanța în mentalul vostru, iată acțiunile, emoțiile și acțiunile voastre în echilibru. Avem muntele hermitului, iar în vârful muntelui este lumina care ne cade exact pe sabia balanței la mijloc, deci echilibru gândurilor tale cu înțelepciune îți va aduce ție lumina mentală să știi ce trebuie să faci. Foarte frumos acest munte al hermitului cum este deasupra balanței cu lumină, deci nu este niciun dezechilibru, dacă vedeți. Și vă avem pe voi care emoțional va trebui să înțelegeți pe cineva, să înțelegeți cum a văzut, vedeți ochiul acestei pisici sălbatice este pe sabia balanței. Aici sunteți voi care îi acceptați pentru că înțelegeți văzând prin ochiul lor de ce au făcut anumite lucruri, veți face dreptate în mintea voastră, ne spune mintea superioară. Este vorba de sufletul vostru pereche. Cine este? Sau alte suflete din viața voastră care sunt compatibile și din aceeași familie spirituală. Inima, vărsătorul. În inima ta dorești ca cealaltă persoană să intre și să construiți ceva. Inima ta este bătăioasă. Inima ta are foc. Îți plac persoanele pasionale. Te plictisești dacă persoana cealaltă nu vine cu acțiune, nu vine cu energie. Nu ești neapărat o persoană romantică, ai un anumit romantism, dar îți place acțiunea. Vedem inima ta tresare când întâlnește pe cineva care este dispus la această aventură a vieții. Nu luați cuvântul aventură într-un mod negativ, aventura vieții, da? Iată ce frumos, în inima ta abia aștepți să întâlnești pe cineva cu care să faci ceva. Persoanele se întâlnesc cu cele două bâte. Oare ce vor face? Se vor lua la bătaie sau vor construi ceva cu ele? Drama vieții, acțiunea. Asta cere inima ta. Nu căutați un personaj liniștit care să-mi aducă paradisul. Căutați un personaj care să vă stimuleze emoțional. Inima voastră, iată, chiar vă plac persoanele dificile, wow! Într-un fel dificile, adică persoanele care să aducă această dramă. Persoanele au o anumită negativitate și voi spuneți, nu-i nimic, atâta vreme cât e pasional, atâta vreme cât ne înțelegem bine și cât suntem pe aceeași lungime de undă, eu am să aduc lumina acestui suflet pereche. Dacă este dispus să-mi permită acest lucru, mulți dintre voi veniți și spuneți, vreau să vindec pe sufletul meu pereche, domne, și nu mă lasă. Dacă nu te lasă, n-ai cum să-l vindeci, pentru că dacă nu te lasă, nu vrea să-l vindeci. Dar iată că în inima voastră vor veni persoane cu o energie ușoară, ușor negativă, așa, care vor dori să-i vindecați. Și ce veți face voi? Inima vă spune primește-l, primește-l și dă-i această energie pozitivă. Foarte frumos. Amestecă energia ta de lumină cu energia lui negativă și să vezi tu cum lumina învinge. Avem muntele hermitului cu soarele, lumina învinge, privește lucrurile prin prisma celelalte persoane ca să-l înțelegi și dă-i căldură și iubire. Vezi ce bine va fi atunci. Și mai avem cavalerul de spade care va trebui să-i spui adevărul. Nu trebuie să-l lași să intre cu bocancii în inima ta, va trebui să fii foarte dur uneori, dar adevărul trebuie să iasă la iveală, să nu permiți. Mai vedem că dacă persoana intră cu o energie negativă în inima ta, să nu permiți să calce acolo cu noroi. Ține curățenia, ține respectul, să ai o anumită chestiune aici în comunicare, să fie totul, să pui de la început anumite condiții. Te primesc în inima mea, dar lasă-ți bocancii la ușă și îți va fi bine. Trebuie să fiți un pic mai duri. Dar în același timp puteți ajuta foarte mult pe cineva. Vedem persoana care intră în inima voastră, intră pe energia negativă, iată partea cea întunecată a inimii, iar voi sunteți pe energie pozitivă și va trebui să amestecați cu aceste bâte energiile. Și energia pozitivă va trebui să lumineze. Și aici vă văd pe voi în comunicare, trebuie să fiți foarte agili. Să nu cumva să vă scape din vedere anumite aspecte, să nu tolerați foarte mult, da? Te primesc în inima mea, dar aici eu sunt stăpân. Dacă nu te supui regulilor, s-ar putea să nu mai fi primit. Dar dacă te supui, îți va fi bine.
spune vărsătorul. Nu degeaba îți trimite universul în inima ta. Are nevoie de energia ta, uneori tăioasă. Dar se va schimba. Dragoste, cum se spune? Tough love. Dragoste dură. Dar e dragoste. E dură doar în aparență. Bun, să vedem ce ne spun ghizii spirituali. Pentru vărsător, în această perioadă, avem șasele de cupe. Familia ta spirituală este pregătită să vină. Sufletele mai evoluate din familia ta spirituală vor veni să te ajute, ți se spune, pentru că și tu ai nevoie uneori ajutorul acesta să vină către tine. Vedem cum, dacă ești deschis emoțional și ești capabil să primești chiar sfaturi de la alte persoane, vor veni cu un ajutor și cu o vindecare și alții pentru tine. La fel cum tu ești dispus să-i vindești pe alții, mai sunt alte suflete pereche care te pot vindeca pe tine. Vei permite acest lucru? Vei primi aceste binecuvântări? De multe ori ignorăm anumite persoane mai în vârstă care ne pot sfătui. Ignorăm, ne credem că suntem noi mai deștepți, mai șmecheri și nu ținem cont de sfaturile unor persoane. Mai ține și tu cont de sfaturile acestea, pentru că, iată, nu degeaba vin aceste persoane cu sfaturi, sunt trimise de ghizii tăi spirituali. Cineva mai în vârstă, cineva mai avansat emoțional, care are o mai mare experiență, va veni și îți va da un sfat. Îl vei primi? Gândește-te că ghidul spiritual nu-ți vorbește ție, nu-ți apare ca o vedenie, spune eu sunt ghidul tău spiritual, primește sfatul ăsta. Ca să-ți intre ție bine în cap, îți trimite o persoană pe care la prima vedere nu dai doi bani și care îți răspunde la problemele tale cu acea idee, acel sfat. Ce este ghidul tău spiritual? De multe ori nu suntem siguri și spune să cred sau să nu cred. Vei ști, vei simți acest lucru. Te văd pe tine aici că trebuie să te protejezi. Acesta este sfatul pe care ți-l pune. Dom'le, fă ce fă în viața ta, dar protejează-te. Inima, mentalul și valorile materiale. Tu trebuie să fii bine și în siguranță, ți se spune. Și avem regina de monede. Mai vedem cum cineva te poate ajuta material. Persoanele dintre voi care aveți probleme materiale, țineți minte, vărsători, universul, ghizii spirituali, vor trimite către voi ajutor, cereți ajutorul. Un suflet pereche poate să fie o persoană care îți iese în cale de nicăieri și îți aduce acest ajutor. Cereți familiei voastre spirituale să vină să vă ajute, mai ales dacă este vorba despre bani. Da? Cum se face acest lucru? Am nevoie, cine știe pentru ce sau cum, sau poate vrea un job mai bun, poate vrea să-mi cumpăr o casă și aceste resurse materiale nu sunt îndeajuns. Voi spune, chem familia mea spirituală, suflete din toată lumea care mă puteți ajuta în această chestiune, veniți și ajutați-mă. Sunt pe poziție de primire a binecuvântărilor materiale pentru a îndeplini acest scop în viața mea și scopul tău, dar să fie un scop benefic pentru tine. Că familia spirituală nu răspunde la prostii. Și dacă nu vine să te ajute, înseamnă că scopul nu era ce trebuie. Și ghizii spirituali nu o să audă. Să fie un scop benefic pentru tine ca să fii tu la adăpost, vor veni și te vor ajuta. Avem aici personajul care, iată, vine înalt, măreț și îți aduce o binecuvântare emoțională. Tu, la adăpost, dedesubt, banii sunt deasupra capului, la piept și sub picioare, pentru siguranța ta. Și vedem regina de cupe care vine, iată, măreață cu această monedă și o pune pe tine pentru ca tu să ai această siguranță. Poate te angajează cineva la un job mai bun, poate cineva ți aduce o veste, du-te și angajează-te acolo, sau poate spune o pilă cineva, sau poate îți aprobă un împrumut, sau poate îți vinde ceva mai convenabil și așa mai departe. Ajutorul vine într-un mod sau altul în această lună, dacă este cerut energetic. Aceasta a fost tălmăcirea vărsători. Dacă ați urmărit până la sfârșit, lăsați-mi un comentariu ca să mă bucur și eu de acest lucru. La revedere!